Există un lucru pe care dacă l-am învățat și l-am înțelege exact așa cum este și nu așa cum ne convine nouă să-l înțelegem, să-l înțelegem exact așa cum este, lucrul ăla ar putea să ne salveze orice relație pe care o avem. Și există două principii pe care trebuie să le știm. Unu, să te îndrăgostești de cineva nu este același lucru cu a iubi pe cineva. Și doi, nu o să găsești un răspuns în afara ta pentru o problemă pe care o simți în interiorul tău. Pentru că de cele mai multe ori ajungem să fim într-o relație cu un om de care ne-am îndrăgostit la un moment dat. Și acel lucru sau acea relație ne face, ne dă speranța de fapt că o să ne găsim fericirea și siguranța și încrederea și tot ce avem nevoie în relația respectivă. Pentru că atunci când ne îndrăgostim se întâmplă foarte multe lucruri frumoase în interiorul nostru. Și ele ne dau speranța că acea relație este cheia tuturor problemelor noastre. Iar în momentul în care îndrăgosteala se duce și se va duce de siguranță, se va duce cu siguranță, după 9 luni, 10 luni, 11 luni, 12 luni, habar n-am, după un an se duce, în momentul în care ea se duce și intervine acea normalitate în viața noastră, nu mai simțim fluturi, nu se mai întâmplă lucruri la fel de ușor, comunicarea nu mai e la fel de plăcută, în momentul ăla realizăm că relația pe care noi o avem și pe care am adorat atât de mult nu avea cheia rezolvărilor noastre. Și atunci avem șansa, avem oportunitatea de a iubi sau de a învăța să iubim acel om cu care suntem exact așa cum e el, nu așa cum credeam noi că este. Dar pentru că suntem prea orbiți de faptul că putem să găsim cheia problemelor noastre într-o relație ideal, așa cum credem noi că suntem, pentru că credem că acolo să ne găsim fericirea, încrederea, iubirea în altă parte, în altă relație, dacă ne îndrăgostim de altcineva, pentru că suntem orbiți de treaba asta, refuzăm șansa de a învăța să-l iubim pe celălalt exact așa cum este. Iar în momentul ăla relația se duce și o luăm de la capăt. Iar ne îndrăgostim de cineva, iar ajungem în punctul în care se duce îndrăgosteala, iar simțim normalitatea aia în care nimic nu mai este wow și avem impresia că ne învârtim în cerc. Și o să spunem, eu nu mai pot să-mi găsesc fericirea niciodată? Poți să o găsești, dar trebuie doar să ai răbdare să-ți asumi tu responsabilitatea pentru ea și trebuie să ai răbdare să înveți să iubești omul de lângă tine așa cum este, nu așa cum speri tu să fie.